Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat într-o ședință desfășurată la MEAI o hotărâre privind acordarea de asistență internațională pentru Ucraina. România va trimite țării vecine materiale și echipamente de protecție și monitorizare chimică, biologică, dar și nucleară. România va trimite Ucrainei materiale și echipamente de protecție și monitorizare chimică, biologică și nucleară, sub formă de asistență internațională, conform Ager Press. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat miercuri, într-o ședință desfășurată la MEAI, o hotărâre privind acordarea de asistență internațională pentru Ucraina, potrivit unei informări a Guvernului. Sursa menționată precizează că prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență s-a decis acordarea de asistență internațională pentru Ucraina, constând în materiale și echipamente de protecție și monitorizare a centrelor de excelență chimice, biologice, radiologice și nucleare. Acest demers implică o rezervă în valoare de 540,5 milioane de euro creată în strânsă colaborare cu Autoritatea pentru Pregătirea și Răspunsul în caz de urgență în domeniul sănătății. Această rezervă va consta în echipamente și medicamente, vaccinuri și alte produse pentru tratarea pacienților expuși la agenții centrelor de excelență chimice, biologice, radiologice și nucleare, dar și echipamente de decontaminare și echipe de intervenție specializate. Ca un prim pas, imediat Uniunea Europeană a mobilizat rezerva medicală pentru a procura pastile de iodură de potasiu care pot fi utilizate pentru a proteja populația de efectele nocive ale radiațiilor. Aproape 3 milioane de pastile de iodură au fost deja livrate Ucrainei prin intermediul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, cu ajutorul Franței și Spaniei.